Salutare, salutare, sunt Lauru Balauru și astăzi facem o prăjiturică Schmidt. Da. Cântărim amidonul. Avem și lapte. 3,5 5, 5 O. Oh. Cântărim și zahărul separăm gălbenușurile de albușuri. Avem nevoie doar de gălbenușuri. 5 bucăți. Amestecăm amidonul cu lapte. Și mestecăm în castron până se dizolvă amidonul. Da o să iasă o prăjitură superbă. Nina Balaurina la aparat. Restul de lapte îl punem în cratiță la fiert și îl lăsăm să fiarbă. Avem și unt pe care îl vom folosi. Punem amidonul topit în lapte, adăugăm și gălbenușurile și cu un tel mestecăm în cratiță. Vă aștept cu un comentariu și un like. Mestecăm în continuare. Adăugăm și zahărul. Puțin câte puțin. Merge mâna. Nina Balaurina adaugă și esență de vanilie. Începe să fiarbă și mestecă în continuare. Punem foiile. Una dintre foi va fi zobită. O vom folosi la finalul prăjiturii. Adăugăm bucățele de unt și mestecăm în continuare. Telul își face datoria. Ia uitați! Superbă această cremă! punem folie alimentară și o lăsăm la răcit crema. Adăugăm hârtie de copt în tavă, după care punem foaia, două tăvi, două foi pentru prăjitură. Punem frișca și o cântărim. Punem mixerul în funcțiune. El va bate frișca. Eu cu filmarea, Nina Balaurina cu lucrarea. Subscribe la Urubalauru 77. Frișca este aproape gata. Întindem prima cremă. Da. Prima prăjitură este gata. Prima parte. A doua. Prăjitură. O să întindem și pe aceasta. Ia uitați frișca și rufi pofticiosul. Întindem frișca peste prima cremă. Da, 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 da. Ia, priviți ce avem aici. Prăjituri pentru bunici. Să mănânce cu toții, și bunicii și nepoții. Adăugăm partea superioară, tot nina balaurina la aparat. Amestecăm cu ceva zahăr vanilat. Da. Priviți. Merge mâna ca mașina de cusut. Nina Balaurina, o adevărată expertă.